Perioada vacanțelor și a concediilor se apropie de final. Începe școala, este întoi strânsul recoltelor și al poamelor pentru licorile bahice. Gospodinele nu mai prididesc cu făcutul conservelor pentru iarnă, dar în zilele de răgaz este nevoie să ne petrecem timpul liber îmbinând cu succes utilul cu plăcutul. Hunedoara 1 TV vă sugerează câteva evenimente și acțiuni, adevărate desfătări pentru ochi și suflet, la care puteți petrece timp liber de calitate în perioada următoare. Festivalul Duckfest, sub semnul lupului, va aduna la oaltă, la finalul acestei săptămâni, numai puțin de 300 de specialiști în reconstituire istorică din țară și străinătate. Dacii și romanii își dau din nou întâlnire la Măgura Uroiului în perioada 30 august-1 septembrie. Ediția a 14-a festivalului vine și cu o serie de surprize pentru public și cu mai multe ateliere interesante adresate copiilor și adulților. Fascinanta viață a Icarului din Binținți va putea fi descoperită de către publicul larg sâmbătă 31 august de la ora 18 și până la ora 24 la Complexul Memorial Aurel Vlaicu din Giurgiu. Pentru cea de-a doua ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, organizatorii au pregătit o sumedenie de surprize, concursuri și file din viața celui care a fost inventatorul și pionierul aviației române și mondiale, Aurel Vlaicu. Sâmbătă 31 ale lunii lui Gustar și 1 ale lunii Răpciune avem parte de Festivalul Medieval Ioan de Hunedoara, ajuns la cea de-a patra ediție. Gazda festivalului este Castelul Corvinilor din Hunedoara, iar vizitatorii vor avea parte de o călătorie în timp, recreând atmosfera epocii medievale într-un cadru de poveste. Timp de două zile vă veți desfăta cu muzica medievală din ecourile istoriei, cu meșteșuguri uitate și bătălii strașnice, toate așezate într-o anumită orânduială. De astăzi și până duminică, 1 septembrie, centrul orașului Hațeg este epicentrul petrecerii, oferind o gamă diversificată de activități, spectacole și surprize pentru toate vârstele, cu ocazia zilelor orașului Hațeg. În cele trei zile vor avea loc spectacole de folclor cu invitații îndrăgiți, concerte de muzică ușoară susținute de artiști locali și interpreți consacrați și multe alte surprize plăcute, garantează organizatorii. Și pentru că încă nu se dădusă canicula, membrii clubului Alert Îndeva Junior vă invită la cel mai așteptat eveniment al verii, ce va avea loc în ultima zi de vară, adică sâmbătă 31 august în Parcul Cetatei din Deva, unde se va desfășura Summer Lemon Dream, târg de limonadă, vise și fapte bune. Târgul clubului de juniori este un eveniment caritabil la care pot participa ca expozanți, vânzători, toți copiii, nu doar membrii asociației.